De astăzi, micuții de până la 2 ani din Constanța pot fi înscriși la creșă. Momentan nu m-am gândit la așa ceva. O să aștept data de 1 august să văd dacă am prins un loc. Pentru că sunt puține locuri, cei mai mulți părinți apelează la bunici sau la bone atunci când trebuie să-și lase copiii cu cineva. Cu bunicii avem opțiunea și vedem atunci cum se va rezolva. Nu, nicăieri deocamdată acasă. E ca bunic, vă dați seama că e o bucurie. From Philippines, they hire me from them and then I go. Yeah. He said they hire me because he's still young. În acest an, locurile la creșă vor fi suplimentate. 180 avem locuri disponibile în creșele constanțene și din anul școlar 2022-2023, dintre care 139 reînscriși, cei care vor continua, și locuri libere 241, 5 creșe vom avea. Creșa numărul 1, creșa numărul 5, creșa 13, creșa 18 și creșa Licurici. Pentru anul școlar 2022-2023, înscrierile se vor desfășura în perioada 2-31 mai 2022. În acest moment, la nivelul municipiului Constanța, există peste 5.000 de copii cu vârsta de până la 2 ani. Numai în luna mai a anului trecut au fost depuse peste 560 de cereri de înscriere. Listele cu copii admiși în limita locurilor aprobate se publică pe site-ul instituției și se afișează la sediul Direcției Administrare Creșe Constanța în data de 1 august 2022.